Aspetta, credo che si registra, aspetta. Nome è Gregor Vachin, sono scrittor. Am publicat până acum 7 cărți. În curând o să apară alta carte, la editura Șapte Sarpe, din București. Este o carte de portrete literare, 27 de convorbită care l-am purtat cu personalități actuale din cultura română. O carte mi-a fost tradusă, cartea mea de debut a fost tradusă în limba germană, anul trecut. În curând, se pare că până la sfârșitul anului o să mi apară și cartea tradusă în limba spaniolă. Cum era numele? Numele? Tratat. Tratat la psihiatrie. Și, de asemenea, a început traducerea cărții mele, Tratat la psihiatrie, în limba italiană și limba franceză. O să vă citesc câteva poeme din ultima carte, apărută la editura Cartea Românească din București, intitulată Aina. În dimineața asta, sunt sezan și beau absint și fumez cu Jojo tutun englezesc. Jojo are degetele în formă de pâine. Prin pâine se strecoară arachne, ca o imagine prefuită, care mă învăluie din piramide de Calaveras sau Still Life with Apples. În Pot of Primroses. În dimineața asta sunt sezan și o pictez pe Aila cu alți ochi. Când ești deasupra lumii, n-ai de ce să-ți faci griji. Lumea vine spre tine și nu tu înspre ea. E un fel de ușurătatea ființei, un fel de asumare a condiției de neasumare. Dar pentru ca lumea să vină spre tine, tu trebuie să te situezi deasupra lumii. Să ai deschiderea neîncrâncenată a celui care simte, dar își asumă tacit simțirea. Și din simțirea asta, lumea se va naște din nou. Aila are palma lipită de geam, precum imaginea lui Velázquez răsturnată în oglindă. Un golem stă cocoțat pe un vârf de biserică și luna privește fără să vadă. Aila o să vadă deasupra lumii de deasupra. Aila vede. Și în ochii ei câțiva meteoriți se transformă în mii de vietăți care împopulează înăuntru prăbușirii. Jojo nu mai e. Cu el a plecat și ultimul meu zâmbet. Aila îmi întinde palma lipită de geam și geamul începe să-mi curgă. Și ultimul poem. Când mă cer cu Aila, parcă se coboară niște fluturi galbene din turnul de filgeș al lui Tintoretto. Fluturii se așează rând pe rând într-un cerc imaginar, în care Aila doarme cu un cuc doar. Sânii ei, ca două lebe de albe, se zbat în lumina dimineții, care o să vină. Când mă cer cu Aila, cuvintele mele prin gura ei răbuvnesc și din răbuvnirea asta, o altă respirație proaspătă
își ia zborul